O expoziție eveniment a fost vernisată vineri la Muzeul Județean în prezența unui public ales și numeros. Sensuri este o expoziție colectivă de artă decorativă cu lucrări semnate de trei artiști plastici profesioniști, Daniela Frumușanu și soții Georgeta și Mihai Hlihor. Proiectul, care va rămâne pe simeze până la jumătatea lunii aprilie, reunește lucrări decorative textile și lucrări din sticlă. Există un război, un conflict. Un conflict foarte, foarte, foarte vechi, pentru că artiștii, în general, sunt foarte vanitoși. Și de aceea, pictorii și sculptorii au început să creeze un pic de zânzarie și să formeze o impresie cum că artele decorative nu sunt demne de a se ridica la nivelul picturii și sculpturii. Este o idee complet falsă. Ei credeau că, de fapt, este doar un meșteșug, arta decorativă, care trebuie să fie realizată de către meseriași și care are ca destinație doar să împodobească anumite obiecte sau spații, interioare sau exterioare, arhitectura în general. Daniela Frumușanu și Georgeta Hlihor expun lucrări de artă decorativă textilă de diferite dimensiuni realizate în tehnici complexe, în timp ce Mihai Hlihor a etalat adevărate sculpturi din sticlă. Vorbesc un pic și de lucrările domnului Hlihor, în care sticla, deja prin materialitatea ei, creează efecte foarte frumoase și eu, de altfel, le văd ca fiind niște sculpturi mai degrabă decât niște lucrări de artă decorativă. Dar și compozițiile lucrărilor Daniela Frumușanu și a doamnei Hlihor, care pur și simplu au niște compoziții extraordinare, care ies din cadrul uzual al picturii, care de obicei este dreptunghiular, și creează o dinamică și o mișcare continuă în această sală. În calitate de gazdă, managerul Muzeului Județean le-a felicitat pe doamnele prezente la eveniment și le-a dăruit buchete de flori și celor două artiste expozante. Este o bucurie pentru Muzeul Județean Buzău că poate găzdui o astfel de expoziție, întrucât actul de cultură pe care, în cadrul unor programe punctuale sau în cadrul programului mare anual de valorificare prin expoziții de onorare, Muzeul Județean reușește să le ofere publicului său. Sunt profund emoționat de această expoziție. Am văzut-o, exact cum spune Alex, astăzi a fost urcată pe simeze și, deși programul administrativ m-a ținut un pic departe, am urcat de câteva ore aici în sală astăzi și de fiecare dată vădeam altceva și nu neapărat că se puneau piesele pe poziție, ci pur și simplu era o altă emoție. Este o expoziție foarte frumoasă, foarte frumoasă. Dar mă gândeam ce poate să însemne cuvântul frumoasă decât mica sau marea neputință de a spune cuvântul potrivit. Ce poți să spui? Totul este extraordinar. Cele două autoare de artă decorativă textilă, care au fost colege în trecut, s-au reîntâlnit într-o expoziție comună. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. Pentru că contează foarte mult această apropiere și această legătură cu dumneavoastră. Că suntem în aceeași cameră, să ne bucurăm de o etapă a vieții noastre de artist, a vieții noastre care nu poate să fie altfel decât prin ceea ce facem noi. Deci nu avem alt fel de viață decât aceasta artistică. Dar acum am vrut să o aducem și pe Daniela, prietena noastră din facultate, deci un artist care a rămas și la facultate, care a fost alături de noi permanent, ne-am urmărit fiecare ascensiune. Cel de-al treilea component al echipei care a conceput expoziția Sensuri, Mihai Hlihor, a propus denumirea evenimentului artistic. Ideea este
foarte ofertantă, se poate scrie o carte despre ea, o carte de filozofie, o carte de... Da, pentru că este extrem de ofertantă, poți să te gândești, eu fiind textilist, Georgeta textilistă, ne putem gândi la bază, ne putem gândi la gherghef, ne putem gândi la război, ne putem gândi la firele de urzeală și firele de bătătură, ne putem gândi la sensul pe care materialul textil poate să-l capete prin manipularea materialului textil, pentru că manipularea materialului textil este o tehnică extrem de ofertantă pe care majoritatea străini, majoritatea artiștilor străini o nu manipularea la modul la care vă gândiți, ci manipularea, manipularea în sensul că materialul prinde viață prin tratarea lui în anumit poftim, prin apretare, prin ardere. Da? Formele sunt oarecum sculpturale, în sensul că am folosit sticla doar ca materie primă, ca material și nu sticla în sine, ca în celelalte cazuri, când la vitrare folosești ochiuri de geam, diverse culori, sau, știu eu, transparențe, culori puternice sau, mă rog, după așa. Am trecut prin aceste faze, da, am abordat trecător, dar această fază ultimă este cea care mă fascinează și în care încerc să-i dau maxim de putere sau de sugestie, de forță. Proiectul Sensuri va rămâne pe Simeze până pe 15 aprilie și este un prilej unic pentru iubitorii de artă de a vedea o expoziție eveniment de artă decorativă în care lucrările textile se armonizează perfect cu cele din sticlă.